Eu, salut, sunt Profesor Hulk și Captain Marvel, ajutorul meu din seara aceasta. Ciprian Cărăuș și Elena Chirap, în fapt. Vrem să vă înregistrăm un nou antrenament care puteți să lucrați acasă, dar mai înainte de toate vreau să vă rog un lucru. Vreau să vă încălziți bine, ca să nu avem probleme, și asta înseamnă cel puțin 15 minute. Dacă sunteți mai avansați, puteți să o luați ușor și treptat, treptat, vă veți încălzi. Dar ce vă stopez, măcar un 10-15 minute de încălzire, de gimnastică, gâtul, umerii, față, spate, coatele, exact, extensii, răsuciri, rotiri de bazin, mâinile pe genunchi, flexii, rotări, genuflexiuni și eventual câteva căderi dacă aveți posibilitatea și aveți saltele. Dacă nu aveți saltele, e ok, puteți să faceți și căderile, nu e nicio problemă, faceți de jos din fund, așezat din fund, dar puteți să nu faceți deloc. Astăzi nu vom folosi nicio proiectare, asta e și ideea, să lucrăm acasă, să vedem dacă putem să lucrăm, mai ales în spații în care nu ne permit căderile. Deși, repet, într-o luptă de autoapărare, nu contează unde ești, trebuie să știi să cazi pe orice suprafață. Bun. Trecând peste acestea mai departe, haideți să vedem ce am putea să continuăm să lucrăm. Dacă vreți să vedeți antrenamentele anterioare, să vă inspirați sau să le luați de la început, puteți să le vedeți pe contul meu de YouTube sau puteți să ne urmăriți în continuare pe conturile de Instagram sau Facebook, unde vor fi postate pe cât posibil tot ce filmăm. Ok, bun. O să avem așa. Astăzi o să avem așa. O apărare în situația în care partenerul sau adversarul, da, vrea să mă ia de ceafă. Situația aceasta se poate întâlni în mai multe modalități. Vrea să mă ia de ceafă, să zicem, sunt fată, aici e caz invers, să mă sărute, nu știu, poate un vagabond, să-mi ceară banii, poate are, să sperăm că n-are un cuțit în mână, da? Dacă are un cuțit în mână, situația se complică și eu vă sfătuiesc să îi dați banii, așa. Sau mai știu eu ce. Sunt diverse situații, în general cei, să zicem așa, golanii funcționează foarte des și cu genul ăsta de atitudine, ce faci, fată, sau salut, băi, dă-mi o bere, dă-mi o șapcă, n-ai o șapcă, iau bere. Da? Ok. Ce pot să fac? Ca să scap de acest gen de grip, de priză, da? Care se deschide spre partea mea dreaptă, de exemplu, vreau ca mâna mea dreaptă să prindă ceasul celuilalt, da? Cât mai aproape de încheietură, într-o mișcare scurtă, desigur, acum vă explic foarte pe larg, iar cealaltă mână la nivelul cotului, la inserția cu tricepsul, da? Vreau să împing în mână și să trag de mână în timp ce capul meu este spre exterior, da? Vreau să pun presiune trăgând de mână, de ceas, da? Zona ceasului, pieptul pe triceps și cot, ca să nu mă poată lovi. Încearcă să mă lovești. Da? De aici, fie lovesc, fie trec într-un clinch în care pot să-l țin pe celălalt sau să-l trântesc jos sau să-l împing. Da? Încă o dată, deci mână pe ceafă, mâna la ceas, mâna la cot, încerc și pun presiune. Da? Dacă vă doare, nu faceți în viteză. Dacă vă doare, bateți pe piciorul partenerului sau spuneți-i stop, da? Nu vrem să ne accidentăm. Repet, puteți fi oameni care ați făcut sau nu ați făcut niciun antrenament de acest gen și pentru aceasta vă e dedicat genul ăsta de lecție. Bun, trecem mai departe. Asta ar fi o situație, repet. Da? O altă situație poate fi de genul ăsta. Bine să mă ia decât așa. O să întâlniți genul ăsta de situație mai ales în școli. Dacă sunteți copii, la liceu, în facultăți, mai rar. Da? Genul de bully care vine să-și arate puterea. Iar zi, mi-ai luat gumă astăzi, mi-ai luat un sandwich. Da? Ce trebuie să fac în momentul în care sunt atacat în felul acesta? Da? N-aș vrea să apuce să-și închidă mâinile acolo. Aș vrea să postez, să fac postură, spatele drept. Bazinul meu să atingă bazinul celuilalt, mâna mea să se ducă imediat la mâna cealaltă și imediat să trec pe sub mână în timp ce scad nivelul și pot să controlez mâna
la spate. O să împing, o să țin, da? O să lovesc, o să împing și să lovesc. Da? Să țin distanță. Repet, cum v-am mai spus în primele lecții, cele mai importante lucruri într-o luptă sunt cum păstrez distanța față de celălalt și ce fac în momentul în care sunt foarte aproape sau foarte departe. Asta le învățăm aici. Dar distanța se învață lucrând. Bun, încă o dată, repet, mă iau aici, vreau să postez, să stau drept, trec pe sub, o să-l împing și să-i spun că e poliție. Nu-ți mai dau serviciu astăzi. Da? Asta ar fi a doua tehnică pe care puteți să o lucrați. Nu uitați între ele. Puteți să faceți o serie de abdomene la început. 15, 10, 15, cât puteți. Jumate de pauză, un minut. Da? Lucrați, să zicem, 3 minute, 5 minute, cât vreți să lucrați acest lucru, această tehnică. Un minut pauză, vă rehidratați și în același timp lucrați și un pic de forță. Da? Următorul exercițiu pe care l-am lucrat, la fel, faceți 5 minute sau 5 minute unul, 5 minute celălalt, dacă vreți să lucrați mai mult și să vă țineți minte mai ușor. Țineți minte, totul e de memorie musculară. Da? Terminați seria, 10-15 flotări de fiecare. Da? Trecem la următorul atac, să-i spunem așa. În momente în care devin foarte agresivi, oameni care vor, unul, să te violeze, să-ți ia banii, sau mai știu ce, da? Dar, în general, genul ăsta de atac în care îți bagă mâna în gât este dat de oameni care vor, în general, să atace pe cineva mai inferior fizic sau să sperie, da? Poate fi situația în care ajungeți la perete, vă împinge, în special, să vă atace în lift, într-un scos de bloc, într-o scară de bloc, da? Cum pot să scap din genul ăsta de priză, da? De preferat ar fi să nu stați cu gâtul în sus și să vă lovească, da? E foarte periculos. Dacă se întâmplă totul să vă împingă și să nu vă lovească, ce trebuie să faceți este să loviți cu mâna, să zicem, dreaptă la mâna dreaptă, pentru că mâna ei se deschide spre degetul mare, exact cum am văzut mai devreme, da? Aici. Lovesc și apoi pot să lovesc cu corpul, da? Sau suntem aici și zic, îmi pare rău, n-am bani, da? În timp ce mă împinge, cu cât mă împinge mai ușor, mai tare, cu atât intervenția mea este mai bună, este mai, să zic așa, folosesc mai mult din împingerea aceea ca să dezechilibrez, da? Deci aici, 1, 2, sau 1, da? Sau din aceeași poziție, 1, clinci. Întotdeauna când intrați în clinci, strângeți mâinile la voi, priză, gable se numește, palmă în palmă, dar n-am niciun deget care să se unească de celălalt, mai se poate folosi această priză în S sau o priză mai puțin puternică în aceasta. Bun, 10 flotări și o luați de la capăt, după un minut de pauză, repet, nu uitați apă, și revenim cu următoarea tehnică. Da? Următoarea tehnică o să fie deja de jos. O să lucrăm ceva de jos. Haideți să vedem dacă reușim să luăm. Ne scuzați de dificultățile tehnice. Bun. Ce vreau să fac, să zicem, în situația în care am căzut sau m-am trântit jos. Da? Vreau mereu să țin distanța cu picioarele, tălpile mele, vreau să se interpună, să împingă. Sunt situații în care vreau să împing și să trag, mai ales dacă am făcut puțin jiu-jitsu, știu situația aceasta în care vreau să-l răstor. Da? Dar până acolo, să zicem, e situația în care n-am făcut nimic. Vreau să-l împing, vreau ca mâinile mele, cel puțin una, să fie la nivelul feței, să nu mă lovească. Și am următoarele variante de lovire. Da? Pot să lovesc la nivelul genunchilor, da? Cu piciorul, cu talpa. Talpa vreau să fie orientată orizontal, da? Paralelă cu solul. Dacă e cazul în care se apleacă spre mine să mă lovească, vreau să mă sprijin cu unul dintre picioare pe partener, pe adversar și să-mi ridic bazinul de pe saltea, încercând să-l lovesc în față.
Dacă acesta își ridică bazinul, da, se îndreaptă, exact, să nu-l lovesc în față, vine puțin mai aproape, așa, vreau să-l lovesc cu călcâiul în plex. Da? Nu uitați, vreau să ridic bazinul. Da? Bum. Dacă e spre mine, vino mai aproape. Vedeți? Asta în cazul în care ridic bazinul și în cazul în care nu ridic bazinul. Da? Sunt un gând de cer care rămâne pe spate. Și ultima lecție, ultimul exercițiu din această seară este cum ne ridicăm în momentul în care am căzut. Nu uitați, între timp faceți pauză, luați o gură de apă, faceți o serie de genoflexiuni și veniți pe saltea sau pe copor. Bun, haideți să vedem ridicarea de siguranță sau de urgență, cum îi zicem noi. Da. Hai, stai de mine, faci și tu cu mine. Pleci. Să zicem că suntem pe spate, întâi, da? Punem un picior pe saltea. Pe partea opusă vreau să mă ridic în cot. Mâna, pe partea cu piciorul pe saltea, vreau să fie la nivelul feței. Mă ridic în pat. Piciorul care e ridicat, de fiecare dată ține distanța, și anume împinge sau lovește, da? Chiar când sunt pe cot sau pe spate. Acesta lovește să țină distanța. Mă ridic în palmă, ridic fundul de pe saltea în timp ce lovesc, la piciorul sub mine, și revin în gata. Încă o dată. Deci, sunt pe spate, mă lovesc cu picioarele, țin distanță. Un picior pe saltea, revin în pat. Mâna sub la nivelul feței să nu mă lovească. Palmă, lovesc, fundul sus, da? Ridic, poziție de gardă, mereu țin mâinile la nivelul feței să nu mă lovească, da? Puteți să vă jucați și ca un exercițiu de fitness, da? Da? Da, puteți să faceți pe ambele părți. Vedeți cum reacționați, da? Și nu rămân niciodată, când mă întorc să mă ridic, nu mă ridic privind în față, sunt într-o parte, pentru că e foarte greu să-ți lași piciorul pe sub tine dacă ești poziționat cu fața, da? Repet, acestea fiind spuse, să zic așa, ne puteți urmări pe canalul de YouTube, pe canalul de Instagram, Ciprian Călăuș, MMA Coach, sau pe Facebook, aceeași pagină, Ciprian Călăuș, MMA Coach. La revedere! Ne vedem data viitoare!